Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Concentrate duhovnicești și de folos a Sfântului Porfirie Capsocalivitu. Trebuie să te doară pentru cel pe care îl iubești. Iubirea se ostenește pentru cel iubit, aleargă toată noaptea, priveghează, își însângerează picioarele. Iubiți-l pe Hristos și să nu vreți nimic în locul iubirii lui. Când te înhață satana și te apasă, să nu rămâi nemișcat, așa cum rămân unii cei ce devin melancolici și cad pe gânduri ore întregi, ca și când i-ar preocupa probleme importante, deși nu e vorba despre așa ceva, ci pur și simplu sunt robiți de satana. Să fii pregătit să reacționezi, să te opui, să respingi asediul satanei, așa cum pe un om pe care îl prind răufăcătorii și îl blochează, face o mișcare bruscă și dând din mâini, îl împinge, scapă din strângerea lor și se îndreaptă spre altă direcție, spre Hristos, care le eliberează. Zădărnicie e tot ce îi din egoism, veșnicie e tot ce dai din iubire, iar cea mai generoasă veșnicie este să primești cu iubire pentru a dărui bucuria reciprocității aceluia ce ți se oferă cu iubire. Când te rogi pentru un om pe care îl muncesc patim păcătoase, să nu i-o spui, fiindcă diavolul va afla și va ridica îndărjire în sufletul tău și astfel rugăciunea ta nu va da rod. Să te rogi pentru acel om în taină și astfel rugăciunea ta îl va ajuta. Să nu te necăjești mai niciodată. Hristos a înviat ca să ne dea multă iubire și bucurie încă de pe acum. Așadar, de acum să încep să participăm tot mai intens la ziua luminată a împărăției iubirii lui Hristos, unde nu se înserează niciodată. În taină, îmbrățișează-ți în inima ți întreaga obște și întreaga biserică. Nu te lupta cu ceilalți, nici nu încerca să faci să dispară sau să corectezi cusururile celuilalt. Iubește-l așa cum e, cu defectele sale. Domnul se va îngriji de acestea. Să-ți sfințești tăcerea să nu fie neroditoare. Nu mi-e frică de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer numai Domnului să fie milostiv cu toată lumea și cu mine. Cuvioase, spuneți ceva despre viața duhovnicească. Oricine nu se pocăiește va fi pierdut. Acesta este un cuvânt greu, cuvioase. Ți-l voi spune încă o dată. Oricine nu se pocăiește, va fi pierdut. Mai întâi iartă-i pe aceia care te întristează. Fii atent, căci trebuie să ne luptăm până când ne vom da ultima suflare. Fii cu băgare de seamă. Iubiți-l pe Hristos. Hristos este totul, este izvorul vieții. Toate cele frumoase se lășluiesc în Hristos, iar departe de Hristos, tristețea, melancolia, mânia, supărarea, amintirea rănilor ce le-am primit în viață, a greutăților și a ceaselor de agonie. Iubiți-l pe Hristos și să nu cereți nimic în locul iubirii lui. Mănăstire poate fi și casa ta, numai să vrei. Nu e cu nimic diferența de o mănăstire. Este de ajuns să faci ce-ți spun. Nu locul face mănăstirea, ci felul în care viețuiești. Du-te acum, roagă-te și fii răbdător în toate. Să nu încerci să arunci relele din tine în exterior, ci mai bine deschide-ți poarta sufletului spre a primi lumina care este Hristos și atunci se vor risipi și negurile ce s-au înspăimântat în tine. Fii atent cum te nevoiești. Nevoiește-te cu smerenie și nu așa cum faci tu, cu încrâncenare. Încet, încet, fiule, și cu smerenie, altrimetri păcătuiești, cum spunea bunicuțul. Ascultarea aduce smerenia, smerenia discernământul. Discernământul aduce vederea cu Duhul, iar acesta din urmă aduce înaintea vederea. Trebuie să-ți pui mereu acestea, Doamne, cei ce se îndepărtează de tine să pierd. Notează-ți aceste cuvinte ca să le ții minte, că sunt pline de înțeles. Să fii bun și ascultător, să ai răbdare cu ceilalți,
să nu te necăjești, să nu fii prea sensibil, să fii destoinic în munca ta, să nu vorbești la serviciu prea mult despre lucruri religioase, dacă nu ești întrebat, să fii un exemplu demn de urmat în drumul spre Hristos. Să mergi la biserică în mod regulat, să te spovedești și să te împărtășești des și atunci vei scăpa de toată frica și ți se vor tămădui toate rănile sufletești. Te povățuiesc să ai mereu dragoste pentru toți, în primul rând dragoste pentru toate celelalte. Când se revarsă asupra noastră harul cel dumnezeesc, rugăciunea noastră devine cu totul curată. Să te rogi neîncetat, zi și noapte, chiar și când dormi în pat. Nu trebuie să-i silim pe alții să meargă la biserică. Hristos a spus, cine voiește să-mi urmeze mie. Când citești Sfânta Scriptură, căci trebuie să o citești necontenit spre a te lumina, Viețile Sfinților sau alte cărți bisericești, de găsiți o propoziție sau un cuvânt ce te-a impresionat, zăbovește mai mult în acel loc și vei vedea că mult te vei folosi. Când citești, să încerci să citești limpede, astfel încât să se audă și ultima literă a fiecărui cuvânt. La fel se procedezi și când cânți la biserică sau când te rogi, fiindcă astfel te obișnuiești să fii corect și smerit în toate, în cuget, în cuvinte și în fapte. Când cânți, să cânți smerit, fără să faci grimase, fără să faci mișcări dezordonate și fără să tot salți psaltirea, să privești mereu spre analog și să nu discuți cu cel de lângă tine, să trăiești ceea ce cânți, fiindcă doar astfel cele cântate se transmit celor adunați în biserica la slujbă. Cu cât se află omul mai departe de Dumnezeu, cu atât mai mult este necăjit și chinuit de felurite lucruri. Trebuie să mergem la duhovnic de fiecare dată când ne chinuie ceva. Să te spovedești periodic și temeinic, fiindcă chiar de a-i fi patriarh, dacă nu te spovedești, nu te mântuiești. Hristos a înviat, acesta este cel mai înțeles al creștinismului. Sufletul creștinului trebuie să fie delicat, sensibil, să zboare, să tot zboare, să trăiască printre visări, să zboare în nemărginire, în stele, în mărețile lui Dumnezeu, în tăcere. Cel ce voiește să devină creștin, trebuie mai întâi să devină poet. Asta e. Trebuie să te doară, să iubești, să te doară. Să te doară pentru că cel pe care îl iubești. Iubirea se ostenește pentru cel iubit, aleargă toată noaptea, priveghează, își însângerează picioarele ca să-l întâlnească pe cel iubit. Se jerfește, nu ia nimic în seamă, nici amenințări, nici greutăți, nici pricina iubirii. Iubirea pentru Hristos este alt lucru, nemărginit mai înalt. Și când zicem iubire, nu este vorba de virtuțile pe care le vom dobândi, ci de inima iubitoare către Hristos și către ceilalți. Toate să le întoarcem către acesta. Vedem o mamă cu copilașul în brațe, sărutându-l și răsfățându-l? Îl vedem chipul luminos atunci când își ține în brațe îngerașul? Omul lui Dumnezeu vede toate acestea, îl impresionează și însetat zice, să fi avut și eu această dragoste fierbinte pentru Dumnezeul meu, pentru Hristosul meu, pentru Maica prea curată, pentru Sfinții noștri. Da, așa trebuie să-L iubim pe Hristos, pe Dumnezeu. O dorești, o vrei și o dobândești prin harul lui Dumnezeu. Când te rogi pentru cineva, îl copleșești cu iubire. Când aveți o iubire mare, iar această iubire vă mișcă spre rugăciune, atunci valurile iubirii voastre merg și îl influențează pe cel pentru care vă rugați. Creați în jurul lui un scut de apărare și îl înrăuriți, îl călăuziți spre bine. Văzând strădania voastră, Dumnezeu vă dă har bogat și vouă și aceluia. Dar trebuie să murim pentru noi înșine. Ați înțeles? Voi sunteți necăjiți atunci când ceilalți nu sunt buni, în vreme ce ar trebui să vă dăruiți rugăciunii ca să se împlinească ceea ce dorim prin harul lui Dumnezeu. Voi să faceți cunoscuți prin înțelepciunea voastră,
Dar asta nu-i chiar așa de bine. Taina este alta, nu ce vom spune sau ce vom arăta celorlalți. Taina este dăruirea noastră, rugăciunea către Dumnezeu, pentru ca frații noștri să aibă parte de ceea ce trebuie prin harul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce noi nu putem face, o va face harul lui Dumnezeu. În ortodoxie nu există drum închis. Nu există un lucru mai înalt decât cel numit pocăință și mărturisire. Această taină este acordarea iubirii lui Dumnezeu omului. Prin acest mijloc desăvârșit, omul scapă de rău. Mergem, ne mărturisim, simțim împăcarea cu Dumnezeu. Harul vine înăuntrul nostru, vina pleacă. În ortodoxie nu există drum închis. Nu există drum închis deoarece există duhovnicul care are harul de a ierta. Pentru că sufletul să se pocăiască, trebuie să se trezească. Acolo, în cadrul acestei treziri, are loc miracolul pocăinței, iar aici se găsește intenția omului. Însă trezirea nu ține doar de om. Omul singur nu o poate realiza. Intervine Dumnezeu. Atunci vine harul divin. Fără har, omul nu se poate pocăi. Iubirea lui Dumnezeu face totul. Iubirea lui Dumnezeu poate întrebuința ceva, o boală sau altceva, depinde, pentru a-l aduce pe om la pocăință. Deci pocăința se realizează prin harul divin. Trebuie doar ca noi să facem o mișcare înspre Dumnezeu și de aici încolo vine harul. Mare lucru este duhovnicul. De aceea în ortodoxie nu există deznădejde. Nu există drum închis pentru că există duhovnicul care are harul de a ierta. Să vă mărturisiți des, să vă împărtășiți, să iubiți pe oameni. Spovedania este o modalitate prin care omul vine la Dumnezeu. Este acordarea iubirii lui Dumnezeu omului. Nimic și nimeni nu-l poate lipsi pe om de această dragoste. Înțelepciunea lui Dumnezeu nu vine singură. Trebuie să o cerem noi în rugăciune și lectură duhovnicească. Încă de foarte tânăr, muncind în Sfântul Munte cu cuviosul Porfirie, a conștientizat influența bună pe care o are studierea textelor sacre asupra instruirii, formării și transfigurării conștiinței umane. În legătură cu aceasta, învață următoarele. Sufletul se sfințește și se curăță prin studierea cuvintelor părinților, prin învățarea pe de rost a psalmilor, a locurilor scripturistice, prin muzica psaltică, prin rugăciune. Toate sfintele cărți ale bisericii noastre conțin cuvinte sfinte, pline de dragoste față de Hristos. Să le citești cu bucurie, dragoste și încântare. Când vă dedicați acestei strădanii cu dorință, sufletul vostru se sfințește într-un mod delicat, tainic, fără să vă dați seama. Să vă dedicați studiului Sfintei Scripturi, al psalmilor, al textelor patristice. Să vă dedicați studiului cu iubire divină. Lumina lui Hristos vă va copleși sufletul. Noul Testament este un izvor nesecat. Și cu cât îl citești mai mult, cu atât pricepi mai bine înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu nu vine singură. Trebuie să o cerem noi. Toate se aranjează prin rugăciune, dar trebuie să-ți pui încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Iubiți rugăciunea, să vă îndreptați continuu mintea la Dumnezeu. Pentru a nu trăi în întuneric, apăsați întreruptorul rugăciunii ca să vină lumina divină în sufletul vostru. În adâncul sinelui vostru va străluci Hristos. Când mintea omului se pregătește pentru rugăciune, într-o miime de secundă vine harul divin. Atunci omul se umple de har și vede totul cu alți ochi. Totul se aranjează cu ajutorul rugăciunii, dar trebuie să ai dragoste, să ai căldură în rugăciune, să nu-ți faci griji, ci să-ți pui încrederea și dragostea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Când te afli în rugăciune, toate devin așa cum trebuie. Înăuntrul tău vine harul lui Dumnezeu. Când ai harul, toate se fac cu bucurie, fără efort. În cazul rugăciunii nu are importanță durata temporală, ci încordarea.
să vă rugați lui Dumnezeu, fie și pentru 5 minute, dar dedicați lui Dumnezeu cu dragoste și dor. Adică rugăciunea trebuie să fie conștientă, cu mintea concentrată. Ca Iisus să vină înăuntul nostru, atunci când îl chemăm, cu Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, inima noastră trebuie să fie curată, să nu aibă nicio piedică, să fie liberă de ură, de egoism și răutate. Cea mai convenabilă și mai singură rugăciune, recomandată de Sfântul Porfirie Capsocalevitu. Rugăciunea pentru alții făcută cu dragoste profundă este dezinteresată și are un mare folos duhovnicesc. Îl umple de har pe rugător, dar îl umple de har și pe cel care se roagă, aducându-i harul lui Dumnezeu. Când aveți dragoste puternică și această dragoste vă mișcă la rugăciune, atunci valurile dragostei voastre pornesc și îl influențează pe cel pentru care vă rugați și îl conduc spre bine. Văzându-vă strădania, Dumnezeu vă dă și vouă harul său bogat și celui pentru care vă rugați. În rugăciune să cereți doar mântuirea sufletului vostru. Nu a zis Domnul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Ușor, în cel mai ușor mod, Hristos poate să ne dea ceea ce dorim. Este suficient să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Dumnezeu nu are nevoie să fie informat despre diferitele noastre nevoi. El le cunoaște în mod incomparabil, mai bine decât noi și ne dă dragostea sa. Problema este să răspundem noi acestei iubiri prin rugăciune și prin ținerea poruncilor sale. Să cerem să se facă voia lui Dumnezeu. Acest lucru este cel mai convenabil, cel mai sigur pentru noi și pentru cei pentru care ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Pentru toate grijele voastre, pentru toate și pentru toți, să vă orientați fiecare supărare spre cunoașterea lui Hristos, spre iubirea sa, spre adorarea sa și Hristos, care așteaptă permanent cu dor să ne ajute, vă va da harul său și puterea sa și va transforma supărarea în bucurie, în dragoste față de frați, în ardoarea sa. Astfel va pleca întunericul. Să vă dăruiți sufletul rugăciunii. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Pentru toate grijile voastre, pentru toate și pentru toți, nu priviți la ceea ce vi se întâmplă, ci priviți lumina. Priviți-L pe Hristos, așa cum copilul privește spre mama sa atunci când îi se întâmplă ceva. Să le priviți pe toate fără grijă, fără mâhnire, fără presiune, fără strângere de inimă. Întreaga voastră strădanie să fie aceea de a privi spre lumină. Astfel, în loc să vă dedicați mâhnirii, vă dedicați slăvirii lui Dumnezeu. În sufletul îndrăgostit de Hristos nu poate intra diavolul. Mulți spun că viața creștină este neplăcută și grea. Eu spun că este fericită și ușoară, dar pretinde două condiții, smerenie și dragoste. Sufletul se îndrăgostește de Hristos atunci când cunoaște și împlinește poruncile sale. Atunci când sufletul se îndrăgostește de Hristos, îl iubește și pe oameni, nu poate să-i urască. În sufletul care este îndrăgostit de Hristos nu poate intra diavolul. În sufletul în care tot locul este ocupat de Hristos, nu poate să intre și să locuiască diavolul, oricât ar încerca, deoarece nu încape, nu există loc liber pentru el. În acest fel vom putea trăi în adevărata viață creștină. Să fim într-un toate smeriți, în gândire, în cuvinte și în comportament. Cel smerit crede că toate depind de Hristos și că Hristos îi dă harul său și astfel merge înainte. Cel care are smerenie trăiește de acum în biserica pământească necreată, are bucuria lui Hristos și în cele neplăcute. Tot ceea ce omenește nu se poate realiza devine posibil cu harul lui Dumnezeu. Stresul este boala sufletului și nu depinde de lipsuri materiale. Este combătut prin încrederea în pronia lui Dumnezeu și prin lupta cea bună. Toate cele neplăcute care rămân în sufletul vostru și provoacă stres pot să devină un pretext pentru adorarea lui Dumnezeu și să înceteze de a vă istovi.
aveți încredere în Dumnezeu. Nu spune apostolul Pavel, întru toate suntem necăjiți, dar nu striviți? Pe toate să le abordați cu dragoste, bunătate, blândețe, răbdare și smerenie. Să fiți stânci, toate să se spargă de voi și asemenea valurilor să se întoarcă în larg. Voi să fiți calmi, dar veți zice, hei, este posibil acest lucru? Da, cu harul lui Dumnezeu este întotdeauna posibil. Dacă le privim doar omenește, nu este posibil. Chiar dacă ești nedreptățit, să nu contrazici, nici să te enervezi, ci să rabzi și să taci, preferind să-L înștiințeze Dumnezeu pe alții despre tine. Căci acesta este spre folosul tău și nu pentru a deveni avocatul și apărătorul tău propriu. Hristos vrea să ne unim cu El și așteaptă afară, la poarta sufletului nostru. Doar harul divin ne poate schimba. Noi nu putem face nimic singuri. Harul ne le va da pe toate, dar noi trebuie să încercăm să ne micșorăm egoismul și iubirea de sine, să fim smeriți, să ne dăruim lui Hristos și toate cele contrare pleacă, trupești și sufletești. Numai prin sfințenie se schimbă omul. Oricât de păcătos ar fi, tot se curăță de rănile sufletului. Unei mame cu nervii zdruncinați, din cauza unor încercări grele, părintele i-a spus să se lupte pentru a se sfinți. În același timp i-a dat și sfaturi practice pentru a-și birui starea de melanconie. Să alunge amintirile neplăcute și temerile și să-și amintească numai evenimentele plăcute, să cultive mereu gânduri optimiste despre viitor, să asculte muzică bună, să facă plimbări, să meargă împreună cu prietenele ei creștine la Sfânta Liturghie, la vecernii, la privegheri și să se roage cu nădejde lui Hristos. Părintele vedea în sufletele oamenilor ceea ce îi descoperea Dumnezeu. Despre un cunoscut al meu a zis, văd în sufletul lui ceva nu prea curat, un lucru rău, o traumă veche, ceva demonic, nu știu exact ce e, poate îmi va descoperi Dumnezeu mai târziu. După câteva săptămâni, când m-am dus din nou la el, mi-a zis, acel lucru rău pe care l-am văzut în sufletul lui poate dispărea, dar numai dacă el însuși se va sfinți, numai prin sfințenie se schimbe omul. Oricât de păcătos ar fi, tot se curăță de rănile sufletului. Astăzi medicii le numesc psihastenii, când de fapt ele nu sunt altceva decât influențe demonice provocate de păcate. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.